Dan Gheorghe este administrator al unei societăți din domeniul auto din Craiova, care inițial în 2004 comercializa piese și accesorii de import. În 2008, firma s-a extins prin înființarea primului service auto, iar în 2012 prin deschiderea celui de-al doilea, care cuprinde și un atelier specializat în repararea și mentenanța cutiilor de viteze automate. Dan Gheorghe este absolvent al fostului liceu ICM numărul 3, actualmente Liceul Tehnologic George Bibescu. A terminat Facultatea de Mecanică, secția Autovehicule Rutiere, ca șef de promoție și din 2004 conduce propria afacere. Ca partener în educație al Liceului Tehnologic George Bibescu, firma oferă sprijin în efectuarea practicii elevilor, asigură 3 burse profesionale și va dota un atelier auto. Cu toate acestea, Dan Gheorghe consideră că învățământul profesional din România se apropie de o criză majoră, dacă factorii de decizie nu intervin la timp pentru a schimba situația. Eu consider că școala profesională ar fi trebuit construită și făcută în alt fel. Ar trebui făcute școli profesionale bazate în principal pe practică. Ar trebui să se schimbe, să fie o programă de învățământ actualizată pentru cerințele actuale ale economiei, să fie manuale diferite, să fie profesori care să fie diferiți de ce sunt acum și să facă lucrurile să funcționeze altfel și, în primul rând, să fie elevi. Dacă am luat ca exemplu din 10 elevi practicanți, câți aveau calitățile necesare pentru a deveni angajați în dumneavoastră? Să fiu sincer, niciunul. Ce ar trebui să aibă ca și bagaj de început de drum profesional? Ar trebui să aibă puțină voință, ar trebui să aibă niște noțiuni de bază, nu trebuie să aibă foarte mult, dar trebuie să aibă niște noțiuni tehnice de bază și niște noțiuni care să-l ajute să poată să înceapă activitatea aceasta. Ei, în schimb, fac parte, cred, dintr-o generație. Foarte mulți am observat, foarte mulți tineri care termină liceul sunt semi-analfabeți. Și când spun lucrurile astea, spun că este un soi de... Și cel mai grav este că sunt analfabeți funcționali. Învață o grămadă de lucruri, dar nimic util pentru ei și pentru un mediu privat. La un alt service auto din Craiova, unde elevii de la Liceul Tehnologic George Bibescu realizează stagiile de practică, am întâlnit 2 absolvenți ai acestei școli deja angajați. Cum ai ajuns să fii angajat destul de devreme, la 18 ani? Am fost trimis din școală, au sunat de aici, am avut nevoie, am stat în probe practice și după ne-am văzut că muncim și ne place și ne-au angajat. Ai fost unul dintre elevii buni? Da, dintre cei mai buni din clasă. Îmi doresc un serviciu stabil, să am și bani, să-mi pot realiza ce am nevoie, să nu duc lipsă de bani. Munca e grea? Nu este grea. Mi-au plăcut mașinile, am fost pasionat de ele și am vrut să... Și cu condusul îmi place foarte mult să conduc, aproape toată ziua conduc. Și aici, la locul de muncă, îți place ceea ce faci? Da, sunt foarte mulțumit. O muncă grea? Este până o învățăm, până începem să ne descurcăm, mai ales că sunt mașini scumpe și mai sunt emoțiile care te gândești. Înveți acum la locul de muncă ceea ce nu ai învățat în școală? Păi cam toată viața învățăm. Deci sunt foarte multe de învățat. Și din școală am mai învățat câte ceva și de aici. Și... Ai fost un elev bun? Printre cei mai buni din școală? Da, oricum. Eram cam toți la fel. Nu pot să zic că toți putem, dar dacă vrem, facem. Dacă nu... Când ai terminat școala, credeai că o să te angajezi repede? Nu, n-am știut că... De fapt, nici nu terminasem în totalitate școala și deja mi s-a oferit oportunitatea de a mă angaja aici. De a Asta face înseamnă practica. Că ești priceput în ce faci? Da, sunt cam de aproape jumătate de an aici și e destul de bine. Am început să mă mișc destul de bine. Dacă observați pe fișa noastră de lucru, am mașini multe.
De angajat am angajat 2, la început au fost 5, din păcate din 5 au rămas 2, deci o rată de reușită de aproximativ 50%. Sunteți mulțumit de produsul finit, în ghilimele spus, al școlilor profesionale în domeniul auto? În primul rând sunt mulțumit de faptul că există un corp profesoral care își urmărește produsul finit și ulterior absolvirii școlii profesionale. În cât timp se formează un tinichigiu vopsitor profesionist? Minim 3 ani de zile. Minim 3 ani de zile de eforturi, de muncă susținută și, bineînțeles, din partea angajatorului de susținere financiară consistent. Cel mai important pentru noi nu rămâne atât nivelul de pregătire profesională, cât faptul că corpul profesional reușește să selecteze și niște oameni de caracter, fiindcă cei 2 copii din cei 5 veniți în prima fază au dat dovadă și de educație și de bună creștere și astfel au rămas în cadrul colectivului nostru. Nu urmărim strict partea profesională, pe care, după cum v-am spus-o, o cunoaștem cu toți, că este la un nivel minim. Urmărim, în primul rând, formarea lor ca indivizi. Deci dorim școala să-i pregătească ca indivizi. E adevărat, trebuie să aibă și o cultură tehnică, dar de cultura tehnică ulterioară ne ocupăm noi. Învățământul din România trebuia reformat din anii 90. Acum au fost atâtea răsturnări de situație încât atât corpul profesional cât și acești elevi nu mai știu încotro să se uite, nu mai știu spre ce să se îndrepte. Nu mai este cazul de o nouă reformă, fiindcă reforme au tot fost. Este cazul să se adopte o linie și să se ducă această linie până la capăt. Ulterior să trag concluziile. Dar la noi, în fiecare an, alt ministru, alt învățământ. Ori, până la urmă, puneți-vă în postura și a profesorilor și a elevilor. Ei pe cine să mai asculte? Din toamna lui 2017, 4 unități de învățământ din Dolj au intrat în noua formă de învățământ profesional dual, în cadrul căreia calificările sunt propuse de agenții economici și elevii sunt susținuți cu burse atât de la stat cât și de la agenții economici.